Cel mai bun să câștige. Ame câștigi să are o Inter Meteor. Ame câștigi să. Inter Meteor. Să ne ajute Dumnezeu. Luptă aprigă și ospăț pe măsură. Romii din Meteor și cei de la Sibiu și-au dat întâlnire sâmbătă pe terenul din comuna Bălești, unde au organizat un meci de fotbal între cele două echipe de amatori. Invitat de onoare a fost regele Daniel Cioabă. Sunt și eu aici pentru că este un meci cu totul important. Aici, în Târgu Jiu, este o comunitate foarte mare de romi, au o echipă foarte bună, la Sibiu este la fel și de asta vrem să vedem care este cea mai bună echipă. Pentru masa de după meci au fost pregătite 1500 de sarmale, friptură la grătar, berbecuți la tavă, fasole cu cârnați și costița afumată. Am pregătit sarmale, am pregătit, uite, pregătim și tocană de oaie cu grătare, cu carne de porc, de oaie, de tot felul. După 1-0 la pauză, romii din Meteor au învins cu 4-1 spre nemulțumirea oaspeților. Echipa care va câștiga campionatul va lua cupa din aur în valoare de 10.000 de euro. Meciul decisiv se va juca pe 8 septembrie la Costești. Până atunci, romii nu se dezic de petrecerile cu mese întinse și au încins un bairam pe cinste la final de meci.